Bună seara, stimați telespectatori! Miercuri 6 februarie 2013, la orele 19 și 40 de minute, deschidem porțile Dorului cu cele mai frumoase melodii populare din repertoriul artiștilor care ne reprezintă atât pe plan național cât și internațional. Așa cum vă spuneam săptămâna trecută, în această seară ne vom întâlni cu un oaspete deosebit. Mulțumesc și doamnei Nicoleta Pană, care a încheiat buletinul de știri cu această precizare, pentru că, într-adevăr, invitata din această seară este un om deosebit, atât ca interpret de muzică populară din zona reprezentativă a Teleormanului, cât și în viața de zi cu zi. În numele dumneavoastră, dați-mi voie să o salutăm așa cum se cuvine pe doamna Virginica Neagu. Sărut mâna și bine ați venit la Porțile Dorului la Giurgiu. Bună seara și bine v-am găsit! Dați-mi voie, domnul Clement, să vă salut atât pe dumneavoastră, cât și ansamblul dumneavoastră pe care l-aveți sub baghetă, cum îmi place mie să-i spun, pentru că, într-adevăr, numai eu știu ce le faceți dumneavoastră la filmările care au loc la nivel național. Vreau să-i salut pe tot ansamblul Muntenia, pe toți copiii de acolo, mai ales că eu am avut mi-am pierdut eu ceva, o să spun, pe parcursul emisiunii și acești copii minunați, care sunt foarte frumos instruiți de dumneavoastră, mi-au pus bijuteriile, ca să vă spun mai așa pe larg ce mi s-a întâmplat. Mi l-au pus în geantă și le-am găsit acolo unde trebuia să fie. Pentru prima dată la Giurgiu, în această emisiune, pentru că dumneavoastră ați mai fost de mai multe ori în spectacole și la anunți, la botezuri ce s-au desfășurat de-a lungul timpului în Giurgiu, aveți ocazia să vă întâlniți și cu telespectatorii postului TV Giurgiu, grație unor oameni cu suflet mare care au investit în acest post și cărora, în numele întregului colectiv de la Porțile Dorului, vreau să le mulțumesc, chiar dacă mă repet. Și eu vreau să le mulțumesc și mai ales domnului deputat, trebuie să-i spun, Nicolae. Sigur, vreau aveți voi orice să spuneți. Da, vreau să îi mulțumesc, pentru că nu-și dă seama cât de mult contează acest lucru pentru noi toți cei care muncim, vorbesc în ceea ce ne privește pe noi muzica populară, pentru noi interpreții de muzică populară, ce înseamnă să venim în fața publicului, să ne cunoaștem mai bine. Pentru că, într-adevăr, televiziunile locale, aici avem de-a face cu oamenii, aici îi putem privi mai mult în ochi și, la rândul nostru, să-i ascultăm și pe ei, să le ascultăm doleanțele, să le ascultăm păsurile și, uite așa, să ne împrietenim mai bine. Dragi prieteni, așa după cum puteți observa, pe micul ecran au apărut 3 numere de telefon, unul în care dumneavoastră puteți să intrați în direct cu invitata mea și 2 numere de SMS-uri pe care vă rog din suflet să le folosiți atât pentru a transmite gândurile dumneavoastră frumoase celor care astăzi sunt aniversați sau prietenilor dumneavoastră și, de ce nu, și pentru invitata noastră, doamna Virginica Neagu, precum și pentru toți cei care lucrăm în această redacție de folclor. Doamna Virginica, să spargem gheața prima dată cu o întrebare pe care am obișnuit să o pun tuturor invitaților care au pășit prin porțile Dorului în această emisiune. De unde sunteți de fel? Vin din Alexandria, județul Teleorman. Deci cam de pe acasă, de la noi, că eu așa mă simt, aproape de Vlașca. Din oraș înseamnă... sau din vecinătăți? Nu, vin din partea de nord a județului, acum să descriu și zona folclorică de unde viu, ca să se și înțeleagă melosul meu, pentru că toată lumea, când spune Teleorman, toată lumea așteaptă un anumit ritm de muzică. Eu vin într-o interferență de județe între Olt, Argeș, Teleorman, deci o interferență frumoasă, zic eu, un melos diferit. Las pe dragii telespectatori să asculte și își vor da seama, pentru că fiecare interpret trebuie să aibă stilul lui. Deci vin din partea de nord a județului Teleorman, din comuna Zâmbreasca. Vreau să salut
pe cei care locuiesc în Giurgiu, pentru că am câteva persoane, dragi mie, din Comuna Zâmbrească, care locuiesc aici, în oraș, la dumneavoastră, în Giurgiu. Și chiar de curând pot să spun că am primit un costum popular, majoritatea costumelor Vom vorbi mele. Și de costumul popular, da. Însă aș vrea să vă invit în numele telespectatorilor să mergeți la locul pe care noi l-am amenajat special pentru invitați, să începem să le și cântăm, pentru că oamenii vă așteaptă cu drag să le cântați și vă lăsăm pe dumneavoastră să interpretați primele două melodii pe care le-ați pregătit anume pentru această emisiune. Dragi prieteni, nu uitați că vă așteptăm cu intervențiile dumneavoastră telefonice, cu SMS-urile dumneavoastră, pentru că doamna Virginica Neagu face parte din generația de aur a cântecului popular românesc și este bine ca să profităm de prezența dumneei, pe care vrem să o punem să ne cânte mult, mult, mult. Așadar, primele două piese cu inegalabila Virginica Neagu. Bătrânețe, bătrânețe, mă luaș fără de veste. De ce vii fără să știu și-mi lași sufletul pustiu, mă? Tu mă lași fără copii, fără dragoste din tâi, mă. Ca să plâng din inimioară, zi de zi, seară de seară. Tu mă lași fără copii, fără dragoste din tâi, mă. Ca să plâng din inimioară, zi de zi, seară de seară. Să nu plângi, că nimica nu câștigi. Știu că durerea e mare, dar viața e trecătoare. Pe obraz lacrima-mi curge, că simt viața cum se duce. Aș trăi n-am pentru cine, că n-am copii cu mine. Pe obraz lacrima-mi curge, că simt viața cum se duce. Aș trăi n-am pentru cine, că n-am copii cu mine. Dar într-o zi mai spre seară, când plângeam din inimioară, văzui o umbră departe, simți cum inima-mi bate. Parcă-ar fi a mea fetiță, venind încet pe uliță. Când pășea spre mine încet, îmi bătea inima-n piept, mă. Am venit, măicuța mea, măi, că tu mi-aduci liniștea, mă. Numai tu mi-alin durerea, doar tu mi-aduci mângâierea. Doamne, ține-mă în putere, de
de dragul fetiței mele. Eu sunt cea mai fericită, că astăzi sunt soacră mică. Doamne, ține-mă în putere, de dragul fetiței mele. Eu sunt cea mai fericită, că astăzi sunt soacră mică. Și-am zis mereu, Doamne ajută, să-i fac fetii mele nuntă. Că am muncit lume cât trei, până azi la nunta ei. Și-am zis mereu, Doamne ajută, să-i fac fetii mele nuntă. Că am muncit lume cât trei, până azi la nunta ei. Iar dacă mi-au trecut anii și m-au dușmănii dușmanii, am muncit ca să-mi fac casă, să-mi văd fetița mireasă. Iar dacă mi-au trecut anii și m-au dușmănii dușmanii, am muncit ca să-mi fac casă, să-mi văd fetița mireasă. Am dus viață chinuită, să-mi văd fata fericită, lângă cine mi-a fost dragă, ca munginere pe plac. Am dus viață chinuită, să-mi văd fata fericită, lângă cine i-a fost dragă, ca munginere pe plac. Lumea m-a vorbit de rău, eu am mers pe drumul meu. Nici n-am ținut socoteală și-am făcut nuntă de fală. Lumea m-a vorbit de rău, eu am mers pe drumul meu. Nici n-am ținut socoteală și-am făcut nuntă de fală. Și vorba românului, asta-i nunta anului, joc de sculță prin obor, în ciuda dușmanilor. Pocnesc din degetul mic, să văd dușmanii ce zic, cum să cânte lăutare, măcar să moară dușmanii. Noi vrem să o asigurăm pe doamna Virginica Neagu că la Giurgiu nu are niciun fel de dușman, în schimb are foarte mulți prieteni, dovadă mesajele care au început să sosească pe telefoanele afișate și aș vrea să le dau citire câtorva dintre ele. Pentru cel mai bun și iubitor soț și tată, care este Vasile Tănase, soția și fiica urează la aniversare multă sănătate, viață lungă, putere de muncă și mulțumim pentru tot ceea ce face pentru familia lui. La mulți ani semnează Mădălina și mami. Și noi urăm la mulți ani să fie sănătos și să aibă viață lungă. Tot pentru domnul Vasile Toma mai este un mesaj. Dedic toate melodiile din seara aceasta pentru Tănase Vasile, care a împlinit o frumoasă vârstă. Multă sănătate, fericire și putere de muncă. La mulți ani, familia Neagu. Este un mesaj și pentru mine. Mulțumesc telespectatorului, dar e bine, dragii mei, să ne și semnați mesajele pentru ca să fie o siguranță că acestea sunt într-adevăr trimise de dumneavoastră. Pentru doamna Paula Muscalu din cetatea Casă de Piatră, să-i ajute Dumnezeu să aibă viață lungă alături de soțul domniei sale. Bună seara, vreau să dedic și eu melodiile din această seară nepotului meu, care împlinește astăzi frumoasa vârstă de 12 anișori. La mulți ani să fie sănătos și iubit, că de asta are cel mai mult nevoie. Semnează Georgiana Beno. La mulți ani îi dorim și noi copilașului și să aibă rezultate foarte bune la școală. Ne spuneați prin cântec, doamna Virginica Neagu, că vă doriți să fiți soacră mică. Haideți să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră, mai devreme sau mai târziu, o să fiți nu soacră mică, ci soacră mare. Este da, adevărat, nu? Da, este foarte adevărat, dar așa cum am spus noi, interpreții de muzică populară, trebuie să reprezentăm prin cântecul nostru
pe toată lumea, trebuie să regăsească toată lumea în aceste cântece. Într-adevăr, pot să spun că mi-am dorit o fetiță. Într-adevăr, nimic, mi-am dorit și fetiță. Și da, fetiță. O să-mi aducă băiatul o fetiță și... Și atunci... poate face și el o fetiță și atunci o să fiți foarte împlinit. Ia uite, facem și versuri. Ați văzut? Căutăm linia melodică oricum și... Oricum dumneavoastră știți să faceți linii, versuri frumoase și lăsați-mă să spun ceva telespectatorilor, să-l vărbăresc pe domnul Ilie Clement, pentru că atunci când a venit la emisiune, știți, doamna Virginica, noi ne-am cunoscut într-o televiziune națională și domnul Ilie Clement zice, n-aș vrea să vorbiți foarte multe la adresa mea, pentru că toți prietenii cred că am pus eu monopol sau mai știu eu cum. Nu, domnul Clement, meritați să vorbim câteva cuvinte, pentru că chiar dumneavoastră ne dați și sfaturi frumoase atunci când greșim. Știți să ne spuneți în față și vă admir pentru acest lucru. Eu cel puțin, pentru că poate pe mulți interpreți deranjează, dar pe mine mă bucur atunci când am făcut un lucru frumos și bun. Mă felicitați și atunci când am greșit îmi spuneți ca și un părinte, ca și o povață, un prieten drag. Așa vă simt, mă învățați, vedeți că acolo ați greșit, ar trebui să faceți altceva și chiar îmi dați și sugestii. Și mă bucur că puteți să faceți acest lucru și le primesc cu dragă inimă. Știți foarte bine că românul cât trăiește învață și învățăm unul de la altul pentru că, eu știu, mai ales când ești prieten cu cineva, e bine să înveți pentru că avem menirea asta să ajungem spre perfecțiune. Este un mesaj destul de hazliu, probabil este vreun coleg de-al meu din liceu, pentru că, după, de ce spun asta? Pentru că în vremea când învățam la liceul teoretic numărul 2, Tudor Vianu astăzi, făceam practica aceea în unitățile de producție din Giurgiu și sigur este din vremea aceea, succesul tău, măi Clement, are la bază borcanul de orez mâncat la fructonil. Să poate, dacă tu ți-aduci aminte, dragule, că așa au stat lucrurile, nu mă dau la o parte și recunosc. Dar iată că mesajele curg, dar și cineva este pe fir în legătură directă cu noi, căruia îi spunem alo, bună seara! Seara! Sărut mâna! Bine v-am regăsit la frumoasa emisiune. Vă mulțumim că aduceți oaspeți dragi, oameni de seamă, oameni care știu ce înseamnă profesionalism, oameni care știu ce înseamnă ținută de scenă, oameni care știu expresia scenei, expresia care trebuie să plece mai departe de sticlă. Bine ați venit, dragă doamnă, dragă doamnă frumoasă, dragă doamnă finuță, în studioul Giurgiului. Eu vă admir cântecele, vă admir ținuta impecabilă, vă admir zâmbetul dumneavoastră care este ireproșabil unei soliste. Ne bună seara și arătați cum trebuie să fie o adevărată solistă, indiferent de ce are în spatele scenei. Bine ați venit și aș vrea să veniți mai des. Vă mulțumim, domnule Clement. Mulțumim și noi pentru frumoasa dumneavoastră intervenție pe telefon, doamnă. Și iată că... Foarte frumos. Ce spuneam mai devreme, că giurgiuvenii vă iubesc. O primă doamnă, o primă telespectatoare a și intrat în legătură directă cu noi. Dar și mesajele dumneavoastră curg unul după altul, mă scuzați. Am zis cel cu borcanul de orez. La mulți ani pentru Mirel din Giurgiu. Nu l-a semnat. La mulți ani, domnule Mirel. Pentru Mariana lui Dudică din cetatea, pentru cumnatul ei Dihoru. Probabil că Dihoru e o poreclă. La mulți ani tuturora, la mulți ani din partea părinților Viorel și Steluța, din partea noastră, pentru fata noastră Dani Rădoi. Să fii sănătoasă și iubită. Pentru domnul Marinică, tot din cetatea, cel mai tare învățător, multă sănătate din partea familiei Guțică. Pentru schimbul A de la fabrica Tano, spor la muncă. Să dea Dumnezeu să aveți spor la muncă. Pentru că dacă aveți ce munci, și ziua de mâine este asigurată cu pâine, mai ales în vremurile astea grele pe care noi le parcurgem. Apropo, viața de artist este grea?
nu este deloc ușoară, să știți. Nu este deloc ușoară, pentru că, chiar așa cum a spus doamna, trebuie să întotdeauna, indiferent de ce avem pe suflet, noi în fața publicului trebuie să aducem ce este mai frumos pe lume, pentru că de aici se hrănesc oamenii, să știți. Și oamenii își găsesc... Din trăirile noastre, exact. Și noi... Nu este atât de ușor, asta este, pentru că stăm foarte puțin pe acasă, alergăm foarte mult și muncim foarte mult. Subscriu la ce spuneți dumneavoastră, pentru că alaltăieri știu că ați făcut înregistrări la televiziunea Favorit, ieri dimineața ați fost la televiziunea Edno, la veselie în bucătărie. Aseară fost la Edno, Roxana Vășnuc. Da, și în seara asta sunteți la Giurgiu. Alături de dumneavoastră. Sunt convins că și băiatul și soțul dumneavoastră se bucură că au acasă o artistă, dar în sufletul lor nu sunt și supărați din cauza faptului că pe acasă sunteți musafir? Nu, pentru că soțul meu este în domeniu și mă susține. Și soțul meu știe ce înseamnă artă. Vede cât de mult nu mă străduiesc, muncesc. Pentru că niciodată, eu fără viață, fără cântec n-aș avea viață. Nu știu, pentru mine cântecul înseamnă existență. Și dacă ar fi să întoarcă anii Virginica Neagu, ce meserie și-ar alege? Aceeași. Aș îmbrățișa, deci vă dați seama că de mic copil, nu știu, așa îmi place să spun, de când mă știu, mă știu cântând. Pentru că... Și frații mei cântă, mai am doi frați și cântă și ei și numai că ei și-au ales în viață cu totul altceva, numai... Eu vă știu de foarte mulți ani și știu că vă place să cântați. Vă rog să mergeți, dacă sunteți drăguță, la locul de cântat, să ne mai interpretați alte cântece, iar telespectatorii noștri să se hrănească cu frumusețea versurilor, cu frumusețea liniei melodice, iar noi să ne bucurăm de mesajele și de telefoanele pe care domniile voastre ni le adresează. Așadar, Virginica Neagu. Și-am zis verde marotat, sufărată spre bărbat, ca seara mi-a întârziat, nici curiță nu mi-a dat. Și-am zis verde marotat, sufărată spre bărbat, ca seara mi-a întârziat, nici curiță nu mi-a dat. Pleacă mereu de cu seară, mă seacă la inimioară, umblă pe la porți străine și n-are habar de mine. Îi pun masa să mănânce, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Îi pun masa să mănânce, el se îmbracă și se duce. Când văd că se primelește, inimioara mi-o topește. Pleacă mereu de cu seară, mă seacă la inimioară. Eu l-aștept toată noaptea, nu știu pe unde o umbla. Măi bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele, că-o veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Măi bărbate, bărbățele, nu mai face zile grele, că-o veni și rândul meu să iubesc în locul tău. Acum ești în putere, iubești mândră tinerele, dar vine bătrânețea și ți-o-i face viața grea. Ca să vezi și tu ce înseamnă să nu fii băgat în seamă, să mă aștepți până dimineața, să-ți blestem bărbate viața. Thank you.
asta inima tăcută, după dragoste pierdută. Nu fi necăjită foc, că ți-oi găsi alta în loc. Nu stai inima tăcută, după dragoste pierdută. Nu fi necăjită foc, că ți-oi găsi alta în loc. Tu ești inima miloasă și Dumnezeu nu te lasă. Numai eu știu să te alin, măi, și-ți dau dragoste din plin, mă. Cât în lume-i suferit pentru un puișor iubit, om cu suflet nemilos a stricat ce-a fost frumos. Cât în lume-i suferit pentru un puișor iubit, om cu suflet nemilos a stricat ce-a fost frumos. Inimi are râs și cântă, să-l mai iubești nu merită. Chiar dacă dorul te apasă, prefete că nici nu-ți pasă. Vor veni și zile bune și-o plânge el după tine. Și-o da seama ce-a pierdut, firarii l-au furisit. Vor veni și zile bune și-o plânge el după tine. Și-o da seama ce-a pierdut, firarii l-au furisit. Să plătească întreit, măi, pentru cât rău ți-a făcut, mă. Să-i amintești faptele, măi, și să-i întorci spatele, mă. Să plătească întreit, măi, pentru cât rău ți-a făcut, mă. Să-i amintești faptele, măi, și să-i întorci spatele, măi. Dragi telespectatori, mă bucură faptul că ne trimiteți așa de multe mesaje și aș vrea să mai citesc o parte dintre ele. Pentru soția mea, Caterina, care acum este la muncă, multă sănătate și multe bucurii. Nu a semnat soțul, dar și noi ne alăturăm domniei sale și urăm toate cele bune doamnei Caterina. Bună seara și bine v-am găsit! Vreau și eu să-i spun mamei mele Dorina la mulți ani și multă sănătate pentru frumoasa vârstă de 58 de ani. Mai am un mesaj pentru mama mea, orice melodie. Chiar dacă am o vârstă fragedă, vă urmăresc mereu, vă salut și vă respect. Semnează Petronela. Mulțumim de aprecieri, Petronela, și stai alături de TV Giurgiu în fiecare miercure pentru că vei avea ocazia să te întâlnești cu cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular românesc. Dovadă și invitata mea face parte din generația de aur a cântecului popular și mă mândresc cu prietenia domniei sale. Toate melodiile din seara aceasta pentru locuitorii comunei Slobozia. Semnează Dan. Bună seara, vreau și o melodie pentru iubitul meu Daniel pe care îl iubesc. Semnează Pupi. Iubește-ți aproapele pentru că este bine. Pentru Dorel Ciobănică din partea angajatului său, Marin Ciona. Doamna Virginica, dacă ar fi, cred că numai mesaje a citit și iată, vă demonstrează încă o dată publicul giurgiuvean și nu numai că sunteți iubite la noi. A simțit asta prin prezența da, la sigur, spectacole, spus că eu evenimente am private. Giurgiu, pentru că am și prieteni aici, am și evenimente în Giurgiu și mă consider
De Vlașca, fiind aproape de noi județele învecinate, eu consider tot una, și Giurgiu și Telorman. Mă simt într-adevăr, am fost foarte frumos primită de dumneavoastră întotdeauna, de publicul din Giurgiu, și de asta vă spun că m-am simțit foarte bine. Promiteți telespectatorilor că veți spune în locul meu alo, că avem un telespectator pe fir. Alo? Alo? Bună seara, domnule Lin. Bună seara! Vreau și eu să zic mama de melodii din această seară. Da. Pentru soțul cu Iulie Botea. Da. Pentru soțul mea, Iacob Marita. Pentru Dorina lui Stoica Botea. Și pentru Gigel de la București. Și nu în ultimul rând pentru dumneavoastră și pentru copiii mei, Florin Botea și Dan Botea. Vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim, doamnă, pentru că ați intrat în legătură directă cu noi și toate melodiile, care nu sunt puține, ce urmează a fi interpretate de Virginica Neagu, să fie pentru toți cei enumerați și enunțați de dumneavoastră. Avem și un mesaj în versuri, foaie verde, foaie, foaie, Telormanul este tare. Nu ne-a spus cine a semnat mesajul, dar probabil că este un teleormanean de-al dumneavoastră și vreau să vă spun că, după mine, Teleormanul este o zonă folclorică în care s-a materializat în timp și ca repertoriu interpretativ, cât și instrumental. Mai puțin stați la vestimentație, la costum, pentru că, și mai ales la partea bărbătească, unde predomină de regulă culoarea albastru, dar dumneavoastră de fiecare dată ați venit cu un costum mai frumos ca altul. De unde le procurați? Marea majoritate a costumelor mele vin exact din zona de unde vin, din nordul județului, din comuna Zâmbrească. Și asta înseamnă interferența județelor, acest pastel de culori. Într-adevăr, figurile geometrice sunt predominante și de asta la bărbați predomină culoarea albastru, Dunărea. Bine, este și culoarea care da. Reprezintă La mine în sat i-am adus și lui Constantin Măgureanu și colegilor mei de cântec din zonă, Nicușor, chiar și lui Gelu Voicu și lui Florin Vasilică, cămăși și bărbătești, care au culori, au flori, cu roșu, verde, roz chiar. O combinație... Dar nu simțiți că între, așa cum sunteți dumneavoastră îmbrăcat în această seară și purtați într-adevăr un costum valoros și ținuta mea, este o diferență? Simțiți că eu sunt îmbrăcat civil și stau lângă un costum popular purtat de un interpret de seamă și parcă dau o notă... Dumneavoastră aveți alt rol. Nu, vreau să vă spun, dar eu am luat-o puțin mai pe ocolite... Că mi-ar place să fiu într-o cămașă populară, pentru că mă leagă prin asta și mai mult de folclor. Am înțeles. Deci, am înțeles ce vreți să spuneți. Spuneți și ați înțeles. Și vă promit că... E clar, ați înțeles, da, am înțeles unde știu, am vrut să ajung. Că dumneavoastră sunteți iubitor de folclor și cunoscător și, într-adevăr, că atunci când iubești folclorul și ești aproape de folclor, simți nevoia să-l îmbrățișezi, într-adevăr, cu toată dragostea. Colegii mei de la camere au postat fotografia după un album cu Virginica Neagu. În câteva cuvinte am să vă rog să ne spuneți ceva în legătură cu acest album. Al câtelea este? Ce vrea să... Este al doilea album. O să apară de curând pe piață. Este, de fapt, sunt în, știți cum, cu trebuie să-ți găsești pe cineva ca să-l distribuie. Este un album cu care mă mândresc. Melodiile care le-am interpretat până acum sunt de pe primul album. Când va urma albumul care este prezentat acum, am să spun, deoarece am o prietenă dragă aici și vreau să-i aduc în dar un cântec frumos, pe doamna doctor Gina Ciobanu, medic veterinar, o salutăm, și pentru băiețelul ei Răzvan,
un cântec despre băiat. Și cred că se vor regăsi toate mamele care au băieți, mai ales eu. Dacă fac un exercițiu de memorie, cred că știu de doamna doctor Ciobanu, care are cabinetul medical undeva situat pe șoseaua București. Da. Greșesc? Nu greșiți. Nu. O salutăm și noi, un om deosebit. Am avut bucuria să o cunosc. Mi-a tratat și pe Ledia mea și este într-adevăr un specialist în medicina veterinară. Da, este o telormăneancă de-a mea, dragă mie. Sunt prietenă din copilărie cu ea și... Știu cât de mult își iubește ea copilul, băiețelul, și nu puteam să vin în Giurgiu să nu-i aduc în dar acest cântec. Să nu uitați să-i oferiți acel album, să nu uitați că ne-ați promis că mai veniți la Giurgiu, să nu uitați că lansarea următoarelor albume o veți face cu siguranță la o televiziune națională, dar TV Giurgiu, prin emisiunea La Porțile Dorului, vă așteaptă să-i facem o relansare și cu siguranță o să vedeți ce bine o să prindă la publicul ascultător. Mesajele curg pentru Constantin de la mine, fiica lor cea mică, aș dori o melodie dedicată familiei. Îmi iubesc părinții până când noi mai fi și îi respect pentru tot ceea ce sunt. Nu-l semnează, dar chiar mă impresionează conținutul mesajului. Pentru doamna Vasilica din cetatea, din partea iubitului ei, Aricu Gheorghe. Dedic toate melodiile din această seară împreună cu toată dragostea mea pentru soțul meu Gigi, care pe data de 8 februarie împlinește o frumoasă vârstă. Te iubesc! Pentru că mai sunt două zile până când soțul dumneavoastră împlinește vârsta pe care numai dumneavoastră o știți și noi ne alăturăm dumneavoastră și urăm din tot sufletul la mulți ani. Din partea mea, Marin, pentru George Bălănică, la mulți ani. La mulți ani și din partea doamnei Virginica Neagu și a mea personală. Din partea mea, Mariana, dedic toate melodiile din această seară familiei mele și multă sănătate. Doamnă, vreau să fac cu dumneavoastră un exercițiu de mișcare, pentru că, vedeți, telespectatorii ne dau mesaje, telespectatorii intră în direct cu noi, iar eu mă simt obligat să vă invit să ne mai interpretați alte două piese. Cu toată dragostea. Că vorba multă e sărăcia omului. Până când dumneavoastră mergeți acolo, vreau să transmit, am primit un mesaj și din partea soției mele, Adela, pentru care m-a rugat să-i transmit un mesaj din partea sa pentru colegul său, domnul Guțu Gheorghe din Comuna Slobozia, gânduri de bine, sănătate lui și familiei sale. Iar eu, în calitatea pe care o am în această seară, îi dedic următoarele piese ale doamnei Virginica Neagu. Cei mai frumoși ani din viață am strâns mândruțele-n brață, și pe câte le-am iubit, mă, pe toate le-am părăsit, mă. Dacă mor cu râi, nu m-ați încăit, că-n viața-mi iubit și sunt fericit. Dacă mor cu râi, nu m-ați încăit, că-n viața-mi iubit și sunt fericit. Din câte mândream iubit, mă, pe una să uit, mă. Nu știu ce dracu a făcut, mă, că ea mă bagă-n pământ, mă. Dacă nu iubeam, până acum muream, și ea m-a iubit și nu pot să uit. Dacă nu iubeam, până acum muream, și am mai iubit și nu pot să uit.
cine în viață nu iubește, la om nu se numește. Eu și-așa bătrân cum sunt, mă, tot iubesc din când în când, mă. Dacă mor curând, nu mă țin căit, că-n viața-n iubit și mi-am petrecut. Dacă mor curând, nu mă țin căit, că-n viața-n iubit și mi-am petrecut. Și de ochiate lume n-ascultă la toate. Te-ai păcat să mă vorbești, dacă tu nu mă cunoști. Întâi cunoaște-mă bine și atunci vorbește de mine. Cine mă cunoaște lume, atunci știe foarte bine că-mi dau sufletul din mine la ai mei și la oricine. Toate pornesc de la bani, din prieteni faci dușmani. Dacă nu le-ai dat odată, nu te iartă viața toată. Zici o vorbă bătrânească și-o zicală românească, că la prieteni ce ai, ești bun numai când le dai. Când crezi că ei te iubesc, pe la colțuri te vorbesc. Poate tu n-ai vrea să-i suferi, dar ei tot te fac să suferi. Și atunci să luați aminte că rău se ține minte. Când îți cer, nu le dai chioară și lasă-i în drum să moară. Vă asigur, doamna Virginica Neagu, că la Giurgiu nu sunt oameni răi, ba dimpotrivă, sunt oameni cu suflet mare, iubitori de oameni, iubitori de natură, iubitori de tot ce ne înconjoară. Mai citesc alte două mesaje trimise de telespectatorii noștri. Din partea mea, Mariana, dedic toate melodiile din această seară familiei mele și multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi. Pentru doamna Oana din Cetatea, din partea colegului și iubitului Șarpe de la Crescătoria de Găini. Vă mulțumesc pentru emisiune și noi vă mulțumesc că ne urmăriți și fiți aproape în fiecare miercuri de emisiunea La Porțile Dorului, pentru că data viitoare vom avea, miercurea viitoare, vom avea doi invitați de seamă. Nu vă dezvălui numele, pentru că vreau să mă asigurați prin aceasta că veți fi alături de noi și cu siguranță și emisiunea de săptămâna viitoare este una care va ajunge la sufletul dumneavoastră. Doamna Virginica, e o întrebare, sau mai bine zis, sunt câteva întrebări pe care le pun tuturor invitaților mei. Atunci când am ales piesele pe care urmează să le cântați, ați venit cu o mulțime de CD-uri, după un CD ați luat o piesă, după alta, alt CD, două piese. Cam câte piese aveți imprimate? Și dacă puteți să ne spuneți și cu cine, în linii mari, că nu o să... Da, sunt în jur de 50 de piese și sunt înregistrate cu ansamblul profesionist Maria Tănase. Și respectiv cu domnul dirijor Nicu Crețu. Până când ne mai spuneți de unde le culegeți aceste piese sau cine vă creează linia melodică sau, eu știu, textul, mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo! Ne cerem scuze, legătura a căzut. Alo! Alo!
Eu da? Sunt Izabela. Da, Izabela, bună seara. Poftim? Bună seara, ne-ai sunat. Da, vreau și eu să dedic o melodie pentru cel mai bun tatăl meu. Cum îl cheamă pe tăticul? George Bălănică din cetate. Și tu ești elevă la? De la cetate sunt. Ești, da, am înțeles că dacă tăticul tău e din satul cetate, înseamnă că și tu ești tot de la cetate. Dar te întrebam în ce clasă ești. Ești la școală? Da. În ce clasă? A doua. În clasa a doua. Și îți place muzica populară? Da, foarte mult. Foarte mult. Dar de invitata noastră, doamna Virginica Neagu, îți place? Da. Ce îți place la doamna Virginica Neagu? Pentru că este frumoasă. E frumoasă. Mulțumesc. Așa. Și cântă și frumos. Mulțumesc, Izabela. Are și un costum plăcere. Frumos. Poftim? Îți place costumul pe care îl poartă? Da, foarte mult. Dar pe mămica, tăticul, îi iubești? Ba da. Iubește-i pentru că și părinții tăi te iubesc pe tine și îți asigură un trai frumos. Pe tine nu te cunosc, îmi pare rău, dar cunosc pe tatăl și pe mama ta. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni care te iubesc și îți asigură tot confortul tău, atât ca elev cât și ca fiică a lor. Îți mulțumim pentru telefon, stai aproape de noi, de TV Giurgiu, pentru că prin acest lucru... Da, vrei să mai spui ceva? Poftim? Vrei să mai spui ceva? Și pentru Mache. Să fie... Tot din cetatea este. Mache, e din cetatea. Da, da. Izabela, și pentru Bine, Mache. Să fie și pentru Mache toate piesele interpretate de doamna Virginica Neagu, pentru tine, pentru părinții tăi, pentru toți vecinii și prietenii tăi de la școală. Mulțumesc de telefon, Izabela, o seară frumoasă. Ne spuneați că ați imprimat... De repertoriu, exact. Da. Deci am imprimat cu domnul Nicu Crețu sub bagheta dânsului cu ansamblu Maria Tănase și cântecele vin de acolo, din vatra satului, din trăirile mele, din trăirile oamenilor. Pentru că am, da, am și cântece culese, dar și cântece create, pentru că noi românul, întotdeauna românul creează. Când are ceva pe suflet, spre exemplu, nu am ales în această seară, dar Izabela m-a inspirat, am un cântec, mi-amintesc seara pe deal când eram copil acasă. Apropo, vă trăiți momente de nostalgie când vă gândiți foarte la locurile mult. Natale, la vecini, păi la tocmai părinți, de asta la... că am avut o copilărie frumoasă, o copilărie... Câți frați ați fost sau sunteți la părinți? Trei suntem, trei. Tatăl meu a murit când aveam o vârstă fragedă și asta ne-a unit și mai mult. Am un frate care a rămas în sat, este în învățământ. Și tot ce am făcut, v-am spus, tot materialul, o mare parte din material m-am inspirat din trăirile noastre, ale oamenilor de zi cu zi. De asta v-am spus, cred că nu-i copil să plece din casa părintească să nu-și aduc aminte, mai ales copii care sunt crescuți la țară, pentru că sunt copii care vin de la vatra satului și natura și fiind un pic artist, sufletul de copil, nu știu, parcă am avut alte trăiri, o copilărie mai pură, nu cu atâtea informații, nu cu atâtea câte curdea. Îi rog pe tinerii din ziua de astăzi să știe să-și aleagă, să știe să facă diferența între ce-i frumos și într-adevăr ce este urât și care le-ar putea dăuna. Să înțeleg că în satul natal a rămas mama, da? A rămas mama. Și un frate. Și un frate. Celălalt frate trăiește la București. Dar v-am spus, cred că românul ăsta este. Cred că nu-i român chiar jet by jet. Și la oraș, dacă a crescut, tot are câte o amintire. Un bunic măcar la țară tot are. O rădăcină. Exact. În satul românesc. Da, da. Cât de des vă întoarceți în satul natal? Ori de câte ori am ocazia, nu pot să spun, că sunt perioade mai lungi când lipsesc de acasă, sunt perioade când poate merg și mai des, dar nu pot să spun că merg foarte des acasă. Îl aminteați mai devreme pe Constantin Măgureanu. Cred că știți deja că el a fost invitatul nostru de săptămâna trecută. Și foarte frumos a lăudat publicul dumneavoastră, Giurgiu Vean, foarte frumos, cuvinte foarte frumoase referitor la televiziunea dumneavoastră.
Știți, noi interpreții tot călătorim prin țară și prin diverse televiziuni, știm să facem diferența. Ce vă leagă de Constantin Măgureanu? Sunt moașa, că știți ce înseamnă la noi în zonă, Vlașca, că toată lumea întreabă la București, dar ce înseamnă moașă? Sunt moașa primului lui copil împreună cu Veronica, lui Antonio, împreună cu Veronica Măgureanu. Deci eu sunt, vine nepotul meu. Să vă trăiască nepotul, să vă trăiască toți nepoții care aveți și aș vrea să mai citesc dintre mesajele pe care le-am primit. Pentru copiii mei, Raluca, Ionut și pentru soția mea, Mariana, tot Mariana semnează, pentru iubitul meu, Florin, multă sănătate și iubesc mult. Felicitări pentru această minunată emisiune. Vă apreciez, domnule Clement, atât pe dumneavoastră cât și invitații dumneavoastră. Mult succes! Doamna Virginica, vă ador! Mulțumesc! Este un prieten și coleg de-al meu, domnul Anculescu, care ironizează puțin prezența mea pe micul ecran și zice că arăt bine pe sticlă. Cristi, vreau să te asigur că la mine frumusețea a trecut. Sunt la o vârstă când mă bucur mai mult pentru copii, mă bucur mai mult pentru David, nepoțelul meu, dar tu, prieten bun ce mi-ești, așa mă vezi tu, un băiat frumos pe sticlă. Ei, eu spun că nu, dar vreau ca prin această emisiune să te apropii și pe tine mai mult de cântecul popular și așa cum îmi spui tu în fiecare dimineață, la locul unde bem cafeaua, a început să-ți placă folclorul. Mă bucur pentru acest lucru și să știi că folclorul este mult mai valoros decât muzica ușoară, pentru că, am mai spus-o și mă repet, cântecul popular dăinuie mai mult în timp decât orice piesă de muzică ușoară, dar se pare că avem un telespectator. Alo? 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 Bună da? Seara! Bună seara! Multă sănătate lui doamna Sărmâinele, frumusică foc, bravo! Să ne vină mai mulți cântăreței și doamna să vină mai des la noi. Promit? Așa, vreau și eu să dedic lui fetița mea care o iubesc foarte mult, Antoneta, care mă iubește și ea, știu, dar o iubesc foarte mult. Un cântec care dorește doamna așa de dragoste. O rog frumos, să rămâinele, numai bine, sănătate, să-i trăiască copilași și multă sănătate și miercurea viitoare pe cine aduceți așa de valoare foarte mare, cum o aveți și pe doamna, o valoare mare de tot, din acel județ, Telorman, vecinul nostru de județ, cu Giurgiu, o simpatizăm mult de tot și o dorim să fie mai des la noi, la televiziunea Giurgiului. Să rămânele! Bună seara! Bună seara, vă mulțumim pentru intervenție. Stimate domn, aș vrea să vă supărați, dar nu vreau să dezvălui numele celor doi invitați de săptămâna viitoare. Dar dacă mai e un telespectator și intră în direct cu noi și dorește acest lucru, o voi face. Revin la dialogul cu doamna Virginica Neagu și mă uit și la ceas pentru că e parcă dușman pe noi, trece cu mai multă iuțeală ca de obicei. Dacă atunci când, nu știu, un puțin timp rămas la dispoziție pentru familie, pentru mi-l omul... Mi-l dedic în totalitate familiei, să știți. Vreau altceva să vă întreb. Da, spuneți. Vreau să vă întreb dacă atunci când, ca gospodină, mergeți, mai faceți și piața, mai faceți cumpărături pentru familie, vă recunosc oamenii pe stradă. Cu siguranță. Ce simte în acel moment artistul Virginica Neagu? Simt dragostea publicului, pentru că ei sunt cei care mă motivează să merg mai departe. Și îi ascult. Eu sunt o fire foarte sociabilă și mi-e drag să ascult păsul omului. Vi s-a întâmplat să vă dea și sfaturi? Da.
Pentru că v-am spus, fiind sociabilă și foarte ascultătoare cu ei, foarte drăguță cu ei și foarte apropiată mă simt de ei, atunci îndrăznesc să vină la mine și cu un lucru frumos și cu un lucru de critică. Spuneți că suntem prieteni de mulți ani. Primiți un sfat de la mine? Da. Vă rog să mergeți să cântați. Cu toată dragostea. Iar eu până atunci am să mai citesc din mesaje. Felicitări pentru emisiune. Un telespectator care nu s-a semnat, din partea mea, Vasile, pentru iubita mea de la Cetatea. De la Joajă, pentru Cristi Bonteanu. Toate melodiile din această seară cu doamna Virginica Neagu. Iată, stimați telespectatori, că toate piesele pe care doamna Virginica Neagu le-a pregătit anume pentru dumneavoastră curg unul după altul, iar acum domnia sa ne va interpreta alte două melodii pe care le-a ales cu greu din repertorul său. Virginica Neagu. Se pare că avem și un telefon, mă scuzați că vă ținem prea mult în picioare. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Mă scuzați de deranj. Nu ne deranjați! Mă numesc Bun Alexandru. Bună seara! Și vă urmăresc cu cea mai mare plăcere și mulțumim frumos, domnule. Suntem bucuroși de această televiziune a Giurgiului, că ne aduceți și ne cântați cu interpreți de muzică populară foarte deosebiți și suntem foarte bucuroși prin această televiziune și deoarece de-aia v-am și sunat, că nu v-am prins în legătură, am mai sunat și suna ocupat. Probabil era telespectatorul dinaintea dumneavoastră, da, care era în așteptare, pentru că la momentul respectiv doamna Virginica interpreta piesele pe care cu siguranță, da, le-ați urmărit. Noi, da, vă mulțumim. Aveți o valoare foarte deosebită și vă estimăm pentru ceea ce faceți în orașul Giurgiu și cât mai, cum am mai spus și cu ei care au mai sunat, cât mai mulți de muzică populară interpreți deosebiți la noi la Giurgiu și vă doresc o seară cât mai plăcută și toate melodiile din această seară pentru toți giurgiveni. Vă mulțumim pentru aprecieri, vă mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care le-ați adresat și invitatei și mie și vreau să vă asigur și pe dumneavoastră, domnule, chiar dacă nu ne-a spus cum vă numiți, nu e niciun fel de problemă. Eu am ajuns la vârsta când mi-a trecut pofta să mă fac cunoscut în orașul ăsta. Eu mă bucur de prietenia multora dintre locuitorii acestui oraș, mulți din județul Giurgiu, dar prin ceea ce fac, eu n-am vrut să-mi arăt decât dragostea pe care o port folclorului românesc, iar această pasiune o am de când eram copil și vreau să o duc mai departe până când o să fiu nevoit să părăsesc această lume. O fac pentru sufletul meu, o fac pentru sufletul dumneavoastră, pentru că cei mai mulți dintre artiștii cântecului popular românesc îmi sunt prieteni, mă leagă ani de prietenie și prin această emisiune vreau ca și dumneavoastră să aveți un gram de bucurie, cel puțin miercurea când noi derulăm această emisiune în direct. Este mult mai simplu să faci o emisiune filmată, însă vrem să fie ceva interactiv între noi care suntem în platou și dumneavoastră care sunteți dincolo de ecran. Dar aș putea să vă mai spun multe, dar mi-este rușine de invitata mea pentru că așteaptă și domnia sa cu nerăbdare să ne cânte. Așadar, să o urmărim împreună pe doamna Virginica Neagu. Frățioare, băiete, nu te uita, intră sârbă, nu mai sta, pe
la Alexandria și alegeți mândruța mai. Să vedem cine încearcă să aleagă telor mâneancă, de-aia mândră și stață, bună de luat în brață. Că sale n-ai bifudule și de iubit nesătule, intră-n sârbă, nu mai sta pe la Alexandria. Nu lăsa jocul să treacă și alege telor mâneancă. Am ales telor mâneancă, de-mi place mie cum joacă, cu cosița până la brân, tot de mijloc să-mi o țin. Frumoasă peste măsură, de ai bea apă din gură. Băiete, nu te uita, intră sârbă, nu mai sta pe la Alexandria și alegeți mândruța măi. Intră sârbă, nu mai sta pe la Alexandria, nu lăsa jocul să treacă și alegetelor mâneancă. Dragi mi-au fost mândruțele, că-am iubit din tinerețe până acum la bătrânețe. De-au fost bune, de-au fost rele, eu le-am iubit firarele. Și-am lăsat din inima largă, că prea mi-a fost viața dragă. Dar eu nu așa sunt și la mulți îmi lua fața, că-am știut să-mi trăiesc viața. Se mire lumea de mine, că pe toate le-am pus bine. Le-am făcut poftele toate să mă plângă după moarte. De unde am atâția bani, de unde cheltui bani grei și țin mândrele cu ei. Dar nimeni nu ghicește, fac bani cât ai zice pește. Unii la veri gândesc, mie-mi place să trăiesc, măi. Când o fi la moartea mea, măi, să vezi câte mor plângea. Ei în patru blând s-or duce, cine dracului o plânge. Ca să vedeți cât de mult vă iubim, doamna Virginica Neagu, și în primul cântec ne spuneați că ne îndemnați pe noi bărbații să iubim teleormanencele, este o dovadă că noi vă iubim, ca fiind invitată din Teleorman, pentru că în această zonă eu am găsit foarte mulți interpreți, foarte mulți dansatori, foarte buni instrumentiști care duc mai departe cântecul popular, iar dumneavoastră sunteți unul din aceste segmente muzicale. Vreau să spun că acest cântec, care l-am cântat puțin mai înainte, l-am redat publicului așa cum l-am cules. Acest cântec este cules, vine de la un rapsod de la mine din zonă. Și de asta l-am și redat cu text de bărbat, pentru că așa m-a și rugat acest om, care acum a trecut în neființă, și m-a rugat dacă se poate, pentru că așa l-a trăit el, așa l-a cântat o viață, cânta cu Cobza.
Pârpă îl cheamă și vine din zona noastră. Iar din... dacă ați fi umblat la text, era alterat. Îl adaptam da, foarte ușor. Din autenticitate. Sigur că da. Mi s-a cerut, într-adevăr, să-l readaptez. Va urma. O să-l refac acest cântec pentru că este foarte îndrăgit. Și v-aș mai sfătui să nu uitați ca acolo pe coperta CD-ului să-l menționați aduc. Pentru că sigur este că da. Rodul muncii sale. Da. Avem multe mesaje. Se pare că avem și telefon, da? Și a trăit, bună seara. Bună seara. Și în tineră, Bugean sunt. Bună seara, domnul Bugean. Pentru doamna Eștera, cea mai frumoasă vecina mea. Să vă trăiască vecina. Și vă mulțumesc frumos în continuare și pe dumneavoastră. Mulțumim frumos, domnule Bugeanu, și vă asigur că în emisiunile viitoare o să fie invitată și doamna Rodica Mitran, care are o piesă cu vecinul. O știți dumneavoastră, dar n-am să vă spun prea multe acum, pentru că la momentul respectiv o să vă povestim și cum s-a născut acest cântec. Bine, mulțumim frumos, tate. O seară frumoasă vă dorim și vreau să vă mai citesc din mesaje. Pentru mama mea Oița, din partea mea Marin Ciona și Mitică Ițu, emisiune frumoasă. Vă mulțumim pentru apreciere, la mulți ani pentru mama dumneavoastră, de la Joaja din cetatea pentru Cristi Bonteanu. Aș vrea să vă spun, doamna Virginica, că sunt foarte multe mesaje din satul Cetatea. De această mică comunitate mă leagă foarte multe amintiri, pentru că de 20 de ani și eu mă consider ca fiind din Cetatea. Sunt oameni minunați, oameni cu frica lui Dumnezeu în sân, oameni iubitori de frumos. Iar m-au pus și domnul director Petrică Slăvescu și colegii mei din regie la muncă grea cu acest aparat, dar sper să pot face față până la sfârșit. Din partea mea, George Ubea, pentru Stelică din Cetatea și pentru iubita mea, Vasilică. Să vă trăiască prietenul, să vă trăiască iubita. Și am un îndemn făcut de fiica mea, Mihaela, care mă roagă să... Îi facem o dedicație deosebită unui copilaș de 12 ani, Georgică, nepotul nașei sale, care astăzi își serbează ziua aniversară. La mulți ani, Georgică, să fii sănătos, să înveți carte, să-ți iubești mama, să-ți iubești mătușa, să-ți iubești bunicii care au grijă de tine. Și vreau să vă spun că mama acestui copilaș este prima mea fină din cei 16 copii pe care i-am botezat în timp. Mai citim din mesaje, dar profităm de prezența doamnei Virginica Neagu să aflăm cât mai multe din viața domniei sale, dincolo de scenă, dincolo de microfon, dar până îi mai punem o întrebare, trebuie să mai vorbim cu un telespectator. Alo? Alo, bună seara! Da, bună seara! Să trec, domnul Clement, eu sunt Marian Bonteanu din Cetatea. Bună seara, domnul Bonteanu! Are să duci și toate mărătile, toată mapa muzicală pe această seară, pentru familia Ciubu Viorel, pentru familia Cilibiu Marian și pentru familia Bonteanu din Cerate. Pentru toți cei care i-ați enumerat dumneavoastră, pentru toți locuitorii satului Cetatea, toate piesele... Mulțumim, bună seara și vreau să continui urarea pentru toți locuitorii satului Cetatea, toate melodiile interpretate până acum și de acum încolo, interpretate de invitata mea, doamna Virginica Neagu. Vă doriți să deveniți soacră? Păi vedeți, acesta e visul oricărui părinte. Când are un copil, își dorește să aibă destin copilul, să aibă noroc și să-l vadă acolo împlinit. Se aducă nepoței în brață. Da, este un lucru deosebit. De 2 ani și vreo 8 luni de zile simt și eu această bucurie, da, pentru că acum în fața televizorului este și David, nepoțelul meu, care sigur îi spune mami și tatălui, uite, tataie la TV. Așa, și am un cântec și pentru dumneavoastră, o să vă regăsiți, pentru toți tații, am zis eu, pentru că eu, chiar dacă tatăl meu a trecut în neființă la o vârstă fragedă, ceilalți copii l-au avut, tată. Și de asta am cântat pentru public.
acest cântec și am simțit de la socrul meu cât de mult își aștepta nepoțelul în prag. Spuneți că munciți foarte mult și sunt convins că așa stau lucrurile. Ne mai spuneați că dacă ar fi să luați viața de la început, tot interpret de muzică populară v-ați face. Și aș vrea să vă întreb dacă vă simțiți vedetă. Nu, în niciun caz. Eu de ce? Este simplu. Nu, este simplu, dar este și foarte greu. Nu, tocmai am vorbit mai înainte, eu sunt foarte sociabilă, nu cred că totul mi se cuvine. Acesta este un dar de la Dumnezeu și îl iau ca și dar. Când ești dăruit, Dumnezeu lasă un dar la tot omul, câte un dar la tot omul. Nu, nu să scrie altul, să deseneze altul, să picteze altul, să joace fotbal altul, să... Orice. Orice. Altul să cânte. Deci eu pe acest lucru l-am perceput ca și un dar de la Dumnezeu și eu într-adevăr vreau să-l preaslăvesc acest dar, vreau să-l duc mai departe și oamenii să înțeleagă, pentru că eu nu cânt studiat. Deci eu vin chiar de la vatra satului, vocea mea nu este cultivată decât la nunți. Da, și trebuie să le spunem la spectacole și la toate petrecerile private. Nunțile, da. De fapt, sunt cele care vă asigură și un trai decent. Păi toată, domnul Clement, să dăm arama pe față, pentru că toți interpreții este o sursă de venit, pentru că pe noi aceste melodii ne costă foarte mult și înregistratul. Și, deci, foarte multă investiție. Sunt foarte mulți soliști, poate hărăziți de Dumnezeu, dar n-au posibilitatea să își ducă la bun sfârșit. Adică să iasă un album. Sigur că acesta... da, sunt foarte mulți, să știți, chiar dacă au ieșit destui de mulți interpreți, au venit cu televiziunile private și datorită chiar și dumneavoastră televiziunii TV Giurgiu, pentru că pun în valoare foarte mulți interpreții. Publicul știe să discearnă, să știți că știe să aleagă publicul, știe ce înseamnă cei buni, cei rău, cei mai puțin buni. Dar apropo de vedetă, vedetă nu m-am simțit niciodată. M-am simțit un om îndrăgit și un om iubit de Dumnezeu și automat că atunci când iubești frumosul și ai un dar de la Dumnezeu și oamenii te iubesc și asta eu cred că nu mi-aparțin mie. Este foarte adevărat și nu întâmplător v-am întrebat pentru că ați constatat mai bine ca mine că în ultima vreme au apărut foarte mulți tineri care s-au apropiat de cântecul popular. Apreciez că este bine, pentru că orice lucru trebuie să aibă continuitate. Însă am constatat cu mâhnire că există și o serie de interpreți tineri care poluează, dacă vreți. Da, fac compromisuri. Da. Alterează cântecul popular și înlocuiesc instrumentele pe care românul a știut să le folosească în acest gen muzical cu altele reci, cum ar fi toba, chitara, orga. Ați făcut vreodată un astfel de compromis atunci când ați fost pe scenă sau într-un spectacol? Nu, cu siguranță nu. Păi cum ar fi, domnul Clement, să apar eu într-un costum atât de impecabil, un costum atât de autentic, să fie în spatele meu? Doamnă, să poartă. S-a mai întâmplat situații când... Era, dacă vreți, și o contradicție între ceea ce purta ca vestimentație și ceea ce cânta și mai ales ceea ce acompania. Nu, înseamnă că n-au discernământ acești interpreți care pot să facă acest lucru. Și cu siguranță se pierd repede ca orice... Se pierd, da, trebuie să fii foarte atenți. Într-adevăr, acum toată lumea cere, vedeți, noastră, noi, publicul, noi aducem, noi ni-l educăm. Eu, spre exemplu, am un segment de public, nu mă apuc acum să mă laud, dar sunt oameni de calitate, așa îmi place mie să le spun, pentru că discern imediat te taxează, omul simte ce e într-adevăr. Muzica populară înseamnă totuși, ce înseamnă când spune muzică populară? Este muzica poporului, muzică din popor. Plecată de undeva, plecată din țărâna satelor. Da. De câți ani cântați? Aproximativ, dați-mi... Deci de la 6 ani am început, cam de... De la 6 anișori de pe băncile școlii, cum s-ar spune. Așa am dezvăluit și vârsta de 30 și...
9, 38, 39 de mulți ani. Mulți înainte. Am luat toate etapele, domnul Clement, cu cântarea României. Am palmares, am muncit foarte mult. Să știți că muzica populară nu înseamnă dacă te-ai născut cu acest dar, nu trebuie să muncești. Și fără muncă trebuie să recunoaștem că nu se poate ajunge undeva la existență. Un nivel pe care ți-l impui. Înseamnă existență, sigur că da. Sigur că da. Și de asta nu trebuie din 2-3 cântece, dacă am imprimat 3-4 melodii, să consider gata, am reușit, sunt vedetă. Ați avut un model în viață, în calitatea aceasta de interpret. Da, am crescut în cântecele Mariei Lătărețu, am crescut cu lăutarii satului meu din zona mea, Dobrotești, Beuca, de unde vine și doamna Floarea Calotă, care ea, într-adevăr, a rămas modelul telormanului. Conservatoare. Adică toată lumea a preluat, toată lumea, dar ea a și conservat folclorul telormănean și... Îmi place să spun așa, pentru că așa este. Ea a luat județul la talpă și în culegerile editate de Dede Stancu, de profesorul etnomuzicolog, foarte, foarte multe cântece ale doamnei se regăsesc în... Și mai nou, doamna Floarea Calotă și-a găsit o nouă... Pe domnul Paul. Nu, nu, vreau să vă întreb și de lăutare din Giurgiu. Vreau să-l salut, da. De lăutare din Giurgiu, care au acompaniat-o de foarte multe ori și au scos album în acest sens, Lăutare din Giurgiu cu Floarea Calotă, dar vreau să spun de Floarea Calotă că mai nou și-a găsit o nouă ocupație în reconstituirea datinilor pierdute în timp și restaurează costumul popular așa cum a fost el. Așa este, de asta am spus eu conservatoare de folclor, pentru că i-a luat, chiar a luat județul nostru, cel puțin județul nostru, pas cu pas, a luat și a cules, ea având talent muzical, a luat de la lăutarii satului, cum s-ar spune, că așa erau înainte, se cânta la rece și exact cum a preluat, așa a redat. Deci n-am să uit, haide, frățioare, pentru că asta, stăteam lipită de geamul casei și ascultam cum trecea Cartof, de unde ea și-a cules foarte mult repertoriu de aici, din repertoriul lui Cartof și a lui Marin Cotoanță. Am crescut și eu la fel, am crescut cântecele lor și... Mie îmi pare rău că nu am un geam în spate să stau rezemat de el, dar stau rezemat de spătarul scaunului. Și vreau să mă uit la dumneavoastră acolo unde avem noi locul special amenajat, da. Să vedem ce ne cântați și cât de frumos ne cântați. Dragi telespectatori, vă rugăm să folosiți numărul de telefon și să intrați în direct cu noi. Vă rugăm să folosiți cele două numere afișate pe ecran, să le puteți oferi celor dragi dedicații, iar până când regia pregătește alte două piese, tot regia ne pune în legătură cu un nou telespectator. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Sunt domnul Cremes, sunt domnul Vache. Bună seara, domnule! Vreau să dau și o dedicație. Vă rog! Pentru Florin Botea și copiii lui, se poate... Cum să nu? Cu mare dragă. Spuneți. Știi cine sunt? Da, 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 vă știu. Da. Fetele lui tata. Domnule, după cum vedeți, invitata noastră este doamna Virginica Neagu. După cum știți, fetele lui tata este interpretat de Ilie Roșu. Acesta o să fie unul dintre invitații noștri în emisiunile de săptămâna sau săptămânile următoare. Eu vă propun ca pentru prietenii dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, următoarele piese ale doamnei Virginica Neagu să fie pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne urmăresc. Mulțumim pentru intervenția telefonică, să aveți o seară frumoasă. Mulțumim pentru telefon, bună seara, așadar să-i dăm drumul cântecului cu Virginica Neagu.
drag, băiețelul mamei drag. De când l-am purtat pe brațe, el e rostul meu în viață. Cresc cu-i un bujor în prag, băiețelul mamei drag. De când l-am purtat pe brață, el e rostul meu în viață. I-am dat viață, i-am dat lume, el e totul pentru mine. Alții pe averi s-o moară, băiatul ea mea comoară. Drag, până mare am să-l fac. Se dau ce n-am avut eu, până l-o-i vedea flăcăul. Mult în viață am să trag, până mare am să-l fac. Se dau ce n-am avut eu, până l-o-i vedea flăcăul. Fetele la poartă, n-aș mai muri niciodată. Inima-n mine să crească, Dumnezeu să-l ocrotească. Acum băiat mare în casă, până ieri fugea de sculț, acum a crescut năltuț. Am fost binecuvântată, de Dumnezeu ascultată. Toți îmi spun când întrec pragul, că am băiat mai mare. Yeah,
ești la vale, aici dragostea e în floare. Nu e gard fără ulucă, bărbat fără ibofnică. De la țiganești la vale, aici dragostea e în floare. Nu e gard fără ulucă, bărbat fără ibofnică. Nici femeie cu lipic să nu aibă ibofnic. Dar eu sunt floare înflorită, cine mă vede nu mă. Căi-mi dau târcoale. Când mă duc la horă-n vale, în ea de sărbătoare. La ureche-mi prind o floare, toți plăcăi-mi dau târcoale. Dar când merg cu capul sus, am un puișor ascuns. Și când merg cu capul jos, am un puișor frumos. Dar când merg cu capul sus, am un puișor ascuns. Și când merg cu capul jos, am un puișor frumos. Făcut bine, intră în vorbă cu mine. Mândruță te lor măneancă, de când te-am văzut mi-ești dragă. Te lor măneancă, făcut bine, intră în vorbă cu mine. Mândruță te lor măneancă, de când te-am văzut mi-ești dragă. Îți dă nica tot ce vrei, desfui bovnicii tăi. Îți iau și tulpane, că mi te pândesc luna. Ia-ți baniții, cheltuiește, taica cu cinstea trăiește. Cam numai un bovnic și e voinic cu lipic. Așa să fie, precum a cântat doamna Virginica, și vreau să mai citesc câteva dintre mesaje. Mulțumesc pentru dedicație, o salut și o îmbrățișez cu drag pe invitată dr. Gina Ciobanu. Avem un mesaj care ne sensibilizează din partea familiei Taifas și pentru că sunt foarte multe am să le mai sintetizez. O doamnă, Petronela Sândulescu, ne-a trimis de trei ori mesajul ca să fie sigură că ajunge la noi. Ca de obicei, așa cum ne-ați obișnuit, vă mulțumim pentru emisiunile de calitate realizate. Mulțumim șefa, mâine dimineață la 9 tragem concluziile emisiunii, pentru că voi fi acolo la dumneavoastră, așa cum o facem de 2 ani cu Cristian Culescu și alți băieții, n-am să spun unde, pentru că trebuie să treceți pe la caserie, că vă facem publicitate. Multe, foarte multe mesaje de la Narcisa pentru soțul său, Georgică, care mâine împlinește o frumoasă vârstă la mulți ani. Pentru doamna Estera, dedic toate melodiile doamnei Virginica Neagu din partea mea, Nelu Moise. Pentru toți locuitorii din satul Vieru, multă sănătate și bucurii, și pentru toți muncitorii de la Balta de la Hodivoaia, cu drag, Gâdea Ionel. Și vom mai continua să mai citim dintre ele.
Dar până atunci aș vrea să o mai întreb pe invitata mea dacă a simțit vreodată ca într-o săptămână să nu fie solicitată într-un spectacol, într-un eveniment privat. Dacă și-a pus vreun semn de întrebare vis-a-vis de ce se întâmplă cu Virginica Neagu. Da, cum să nu? Și cred că toți colegii de cântec. Pentru că acesta este rodul muncii noastre. Dacă tu aduci publicului și știi cum să te prezinți în fața publicului, eu zic că și atunci solicitările vin. Din punctul dumneavoastră de vedere, atunci când telefonul sună, cum de altfel sună și acum, dar intrăm în legătură după ce vă pun această întrebare ca să vă pregătiți răspunsul. Atunci când sunteți solicitat în emisiuni de radio, de televiziune, vă sună socru mare, nașu, socru mic, pentru un eveniment, ce satisfacție simte artistul Virginica Neagu când, așa cum vă întrebam mai devreme, sunteți solicitată să participați, fie că e spectacol, fie că e un eveniment privat? Păi sunt foarte bucuroasă. Asta mi arată și îmi demonstrează că ceea ce fac, fac bine. Și că place, și că place mulțimii. Sigur că da. Să vedem ce vrea să ne spună și telespectatorul. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Cine sunteți? Am sunat de la București ca să doamna vă Maria? Salut în seara aceasta. Sunteți doamna Maria Dârvaru? Da. Vă mulțumesc, doamnă. Am lipsit o săptămână, acum am revenit. Să știți că chiar m-am întrebat cu Măgureanu Constantin. Că e foarte frumoasă în seara asta și îmi place că este acolo, că o văd. Te pup, Virginica. Bună seara și mulțumesc pentru telefon. Vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți acolo. E foarte frumos, îmi place. Vreau să felicit și pentru viitorul spectacol pe care va avea loc acolo în Giurgiu. Mulțumim de apreciere, doamna Maria. Un spectacol umanitar, am înțeles. Așa este. Da. Ce să vă zic? Toate cele bune, să aveți o emisiune frumoasă în continuare. Vă mulțumim de apreciere, vă mulțumim pentru intervenție. Vă readuc în atenție, doamna Maria Dârvaru, că mi-ați promis într-o discuție pe care am purtat-o cu ceva timp în urmă, că veți face obiectul acestei emisiuni. Dar... Da, și eu v-am scris că aș vrea să fac asta în luna martie. Cu mare drag sunteți invitata noastră. Când este și ziua mea de naștere. Cu atât mai mult, sunt două evenimente pe care vrem să le petrecem. Nu, în martie. În martie. Da, vom da. Ține legătura telefonic și vom stabili ziua de miercuri, așa cum vă este dumneavoastră mai la îndemână, pentru că zilele vă sunt foarte ocupate și trebuie să găsim o fereastră. Sigur. Vă mulțumim de telefon, vă dorim o seară frumoasă și succes în activitatea dumneavoastră artistică. Vreau și eu o melodie pentru toți găujenenii din partea mea, bune Andrei, și multă sănătate murează mie. Mulțumesc, domnule Andrei. Vă întoarcem, așa cum îmi place mie, cu taxă inversă urările și stați cu ochii în fiecare seară pe TV Giurgiu, pentru că numai aici vă întâlniți cu cei mai mari artiști ai cântecului popular românesc, iar prezența doamnei Virginica Neagu este o dovadă că noi ne străduim ca dumneavoastră cel puțin o oră și jumătate, că durează emisiunea, dar cu bunăvoința domnului director o depășim cu 30-40 de minute, cum de altfel se va întâmpla și în această seară. Ce proiecte aveți de viitor? Păi așa cum am învățat publicul larg iubitor de muzică populară, de folclor, pregătesc un nou album și sper din toată inima mea să fie gata până în primăvară. Vă rog să vă uitați la camera pe care o asigură Răzvan Albu și promiteți prin intermediul lui tuturor giurgiuvenilor că o lansare, să zicem, a doua sau a treia albumului care îl aveți în lucru se va produce aici, la Porțile Dorului. Cu siguranță, deci promit în această emisiune frumoasă, promit că voi veni cu următorul meu album pentru lansare la dumneavoastră la Giurgiu.
Vrem să vă atragem atenția că noi emisiunile le păstrăm. Din da, când și ne aduceți aminte. Și dacă nu, domnul vă dăm Clement, telefon și vă aducem aminte. Cred că dumneavoastră mă cunoașteți destul de bine, sigur și că atunci da. Când promit, promit. Și nu-mi place pentru că iarăși face parte din munca noastră. Că atunci când te sună cineva și ai promis, indiferent ce ai intervenit, trebuie să faci de așa fel încât să ajungi acolo unde ai promis. Și eu le promit telespectatorilor că dumneavoastră mai aveți alte două piese pregătite. Vă rog să mergeți să ne încântați și să ne bucurați sufletul, pentru că cine știe când se va întâmpla ca doamna Virginica Neagu să mai vină la Giurgiu, chiar dacă ne-a promis că va fi prezentă. Dar agenda dânsei este foarte încărcată și trebuie să găsim o fereastră, o filă din calendar ca domnia sa să fie din nou la Giurgiu. Așadar, Virginica Neagu. Cel cu mustață, mintea ce mi-a tulburat, un băiat frumos și înalt. Pe mine ce mă răsfață, un băinicel cu mustață, mintea ce mi-a tulburat, un băiat frumos și înalt. În brațele lui mă duce, cu a lui sărutare dulce. E frumos și plin de viață și la dragoste mă învață. Brațele lui mă duce cu a lui sărutare dulce. E frumos și plin de viață și la dragoste mă învață. Soarele-n puieniță, alerg pe cărări de sculță. Floricele-n poală strâng și-l aștept să vină-n crin. De soarele-n puieniță, alerg pe cărări de sculță. Floricele-n poală strâng și-l aștept să vină-n crin. Neica vine pe cărare și-mi dă o sărutare. Murmură-i sporul șoapte, noi ne iubim până la moarte. Neica vine pe cărare și-mi dă o sărutare. Murmură-i sporul șoapte, noi ne iubim până la moarte. Neica ce ți-ai pus în gând, parcă nu somn pe pământ. Mă gândesc numai la tine, parcă sunt pe altă lume. Neica ce ți-ai pus în gând, parcă nu somn pe pământ. Mă gândesc numai la tine, parcă sunt pe altă lume. Vino, neica, te aștept să-mi vindești dorul din piept. Dulce sărutare, nu știu de ce aș fi în stare. Ți-aș aduce luna-n drag, să-ți arăt cât mi-ești de drag. Că-i frumoasă dragostea când o împarți cu cineva. Să lângă
drăguță, oriunde aș fi, n-am să uit cât o-i trăi. Cu ce grijă m-ați crescut și mi-ați dat ce mi-am dorit. Tăicuță, oriunde aș fi, n-am să uit cât o-i trăi. Ce grijă m-ați crescut și mi-ați dat ce mi-am dorit. Nu uita voastră povață cum se trec ușor prin viață. Pentru mine, dragi părinți, voi sunteți ca niște să ne fie dor de dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni cu doi interpreți deosebiți, aș vrea să îmi permiteți ca să profit de faptul că dumneavoastră ne-ați trimis așa de multe mesaje și așa de mulți dintre dumneavoastră ați intrat în legătură directă cu noi, să fac și eu o dedicație pentru trei prieteni dragi, Marian Gogoașe, Marian Mina și George Coporan, care cu siguranță la acest moment sunt în fața televizorului și, așa cum spuneau și cu alte ocazii, a început să le placă folclorul, pentru că numai la TV Giurgiu pot întâlni nume sonore ale cântecului popular românesc. Cum apreciați, doamna Virginica, faptul că, iată, telespectatorii ne-au sunat, telespectatorii ne-au trimis o mulțime de mesaje? Cum percepe artistul Virginica Neagu toate aceste simpatii, să le zicem, sau manifestări ale respectului, dragostei pe care o poartă pentru dumneavoastră? Ce pot să spun? În primul rând, mă bucur că este urmărită această emisiune. Și vreau să vă întrerup, să vă spun că avem aproape 2 luni de când suntem pe recepția posturilor de televiziune locală. De asta să știți că dumneavoastră ați avut interpreți de calitate invitați și vreau să spun că chiar suntem prieteni și noi între noi, cum s-ar spune, sunt colegi de cântec și prieteni dragi sufletului meu, vorbim între noi și am auzit cuvinte frumoase la adresa acestei televiziuni și încă o dată mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați făcut-o. Am observat că publicul este foarte receptiv. Vă sunt alături și cum poate să se simtă Virginica Neagu atunci când sunt primite atâtea mesaje, atâtea telefoane au intrat în legătură cu noi, decât bine, decât să simt că într-adevăr sunt urmărită. Și dumneavoastră ați și participat la un spectacol umanitar în Giurgiu, și da? Și dumneavoastră știți că am venit... Așa este și ați văzut care este reacția, da, publicului. Da, prietenii mei de la, din Telorman, care... prin intermediul televizorului și dumneavoastră sunteți cunoscut, fie că vreți sau nu vreți să vă spun acest lucru, dar acesta este adevărul, pentru că foarte mulți oameni vă urmăresc ceea ce faceți dumneavoastră, apreciază
pentru că puteți să faceți un spectacol de o asemenea învergură, să aduceți atât de mulți interpreți de calitate și să faceți aceste lucruri umanitare. Pentru telespectatorii, mă repet, dar pentru dumneavoastră nu, vreau să vă mai spun încă o dată în plus și dumneavoastră că tot ce am organizat până acum am trecut niște etape ale exigenței, pentru că, vedeți, omul vine, cumpără bilet, participă la spectacol, dar după ce pleacă din sala de spectacole, cel care a organizat invitații trebuie să își pună întrebarea: Doamne, am fost apreciat de public, le-a plăcut oamenilor, dacă mai vin sau dacă mai organizez, cum este cazul meu, vor mai veni și a doua oară sau a cincea oară sau a opta oară? Da, cu siguranță, sunt întrebările pe care eu întotdeauna mi le-am pus. Iată, chiar un grup de telormăneni de-ai mei, știți dumneavoastră? Da, știu, este o doamnă care de fapt este moldoveancă, nu? Da, și căsătorită la mine în județ, m-a îndrăgit atât de tare și nu numai pe mine, și pe colegii mei, și știți că telefonic și-a rezervat neapărat, la spectacol, a vrut așa să este. Vină la spectacol, și pentru că a apreciat și ceea ce faceți noastră, este o fire sensibilă și îi place să a înțeles acest rol al spectacolului oferit de dumneavoastră, pentru că este umanitar și este mare lucru. Eu am un principiu pe care l-am la bază în tot ceea ce fac. Ai păcălit omul odată, a doua oară nu mai l-ai pierdut și atunci te întrebi cu ce am greșit. Ce, exact, sau unde am greșit. Și unde am greșit. Dacă da. Ești de bună credință, trebuie să îndepărtezi răul, să găsești soluții, să te duci să întrebi în stânga, în dreapta, un prieten, un specialist, pentru că niciodată nimeni nu poate să spună că ceea ce faci este perfect. Omul, spuneam și mai devreme, cât trăiește, învață. Dar e bine să învățăm unul de la altul atunci când prietenia este sinceră. Corect. Asta, chiar asta am vrut să vă spun, pentru că mulți se... o să vină la dumneavoastră și să vă spună: eu sunt prieten, mă consider prieten sau specialist într-o ramură, și poate să vă dea sfaturi greșite. Doamna a spus punctul pe ei, așa este. Deci dumneavoastră trebuie să știți să discerneți și eu cred că, și am încredere în dumneavoastră, că aveți experiență, pentru că ați cunoscut și tot felul de oameni și de caractere și mai ales că, așa cum v-a plăcut să spuneți că aveți o vârstă, eu zic că aveți o experiență de viață. Este într-adevăr o experiență. Și omul se cunoaște după privire, așa îmi place mie, omul se cunoaște după privire atunci când este sincer sau nu. Nu, întotdeauna am mers pe principiu, atunci când îi dai unui om cu bună ziua, să-l consideri deja că e prietenul tău, pentru că nu știi, vine ziua în care tu, indiferent ce statut ai, indiferent ce nume porți, da, depinde așa de acea este. Persoană. Și atunci, de ce să nu ne respectăm, de ce să nu ne ajutăm, de ce să nu ne iubim, de ce să nu fim unul lângă altul, pentru că vedeți cât de ușor trec zilele. Da. Vedeți cât de ușor trece viața omului. Așa este. Și omul nu trebuie judecat după stare. Și vreau știți. Să mai vedeți un lucru. Emisiunea se apropie de final și cele două piese care sunt pregătite pentru telespectatori, nu vreau să le pierdem. Dar înainte de a pleca de la dumneavoastră din emisiune, aș vrea să salut și un coleg de formație. Eu am o formație la mine în orașul da. Alexandria, unde cânt cu instrumente tradiționale, ca drept dovadă. Eu știu despre cine este vorba, da, dar spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră știți despre Costel. Costel Mihai de la Frătești. Mihai de la Frătești, dar locuiește în Giurgiu și este colegul meu. Am colaborat pe la multe spectacole cu el și acum îl avem și în trupa noastră. Îl mai cunoașteți pe Paulică. Formația Semnal de la Alexandria. Da, îl cunosc pe Paulică, îl cunosc pe Florentin, deci cunosc pe majoritatea, pentru că ne-am întâlnit în spectacole și în petreceri private. Și mă bucur că numele pe care le-ați pronunțat, eu la fel de mult îi apreciez ca și dumneavoastră, că sunt într-adevăr instrumentiști de mare valoare, dar neașezați de cei care ar trebui acolo unde le este locul și acolo unde ar putea să contribuie prin prestația lor artistică la ridicarea folclorului muntenesc. Nu trebuie nici să-i condamnăm, pentru că nu, toată că nu lumea... sunt oamenii vinovați. Da, exact. Deci le trebuie existență. Și noi artiștii trăim din muzică. Și vă dați seama ce înseamnă. Foarte greu. Deci este foarte greu, pentru că cum un brutar știe să facă pâine,
un muzicant, un lăutar știe să cânte. Și el trebuie să treacă, să trăiască din această muzică și trebuie să-și adapteze. Și dacă tot este un virtuos, este un specialist al arcușului, este un instrumentist care face cinste folclorului, trebuie să-l așezăm și pe el acolo unde este locul, pentru că, corect, vedeți dumneavoastră, nici eu, eu nu pot să dansez dacă nu am lăutarul pe spate, că e termenul cel mai uzual folosit. Corect. Nici dumneavoastră nu puteți să cântați, că nu aveți instrumentiști pe spate, dar ei pot să trăiască fără noi. Așa este. Dumneavoastră ca solist, eu ca dansator, corect, da? Da. Ori ei pot, că ați văzut la o nuntă. Așa este. N-ai lăutari, nu este treabă bună, corect, da? Că ai și solist vocal, este ceva în plus. Așa dar este. Fără lăutari... Și de asta rog oficialitățile să pună bazele și să țină de acest, și pentru că folclorul frumos, nu va muri niciodată. Mergeți la locul de cântat, pentru că vă așteptăm cu mare drag să ne mai cântați, da? Și după aceea să ne luăm rămas bun de la telespectatori. Și așadar, dragi prieteni, ultimele două piese din această seară oferite cu mare drag de invitata mea, doamna Virginica Neagu, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Să o urmărim! Aolo, dădică floare, inimii-o dar rău mă doare de dorul puiului drag. Nici nu știu ce să mai fac. Aolo, dădică floare, inimii-o dar rău mă doare de dorul puiului drag. Nici nu știu ce să mai fac. N-ai mata niscai va flori să mă vindece de dore. C-am auzit că matale ai lecuri la cingătoare. Să-ți vindece dragostea, că n-ai boală de bolit, boala ta e din iubit. N-are dai ca ce să-ți dea, să-ți vindece dragostea, că n-ai boală de bolit, boala ta e din iubit. Că iubitul îl dă vecii, cum îl face așa-l petreci. Boala ta e dragostea și n-am leacuri pentru ea. Poate știi să faci de drag și să mi-l aduci în prag. Nu știu, da, ce ți-aș da, de mi-l ai aduce în coag. Poate știi să faci de drag și să mi-l aduci în prag. Nu știu, da, ce ți-aș da, de mi-l ai aduce în coag. Îți dau un pun de parale, de mi-l aduce. Dată floare îți dau boi de la car, că mi-e inima pășar. Îți dau un pun de parale, de mi-l aduci, dată floare. Îți dau boi de la car, că mi-e inima pășar. Thank you.
Magheran o dorință mare ca la ceas de sărbătoare să fiu cu drag soacră mare. Și dacă vrea Dumnezeu să-i fac băiatului meu nuntă mare ca-n poveste, cum n-a fost și nu mai este. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat. Nuntă mare cuirească, iubești să se pomenească. Aștept să-mi-l văd cu floarea-n piept. Visul meu s-a împlinit, cât frumos și fericit. Și-a luat nevestică bună, se doarmă noaptea pe mână. Când o văd, mi-e drag de ea, cum i-ar fi de fata mea. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băia. Mă uit și la socru mare, de două luni nu mai doarme. Nu mai doarme, se frământă, face pregătiri de nuntă. Avem sufletul în păcat, că băiatul s-a însurat. Copiii să ne trăiască și cu drag să se iubească. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat. Nuntă mare cuirească, în veci să se pomenească. Dumnezeu m-a ascultat, azi fac nuntă la băiat. Cu siguranță că la nunta băiatului doamnei Virginica Neagu vom participa și noi, întreaga echipă a emisiunii La Porțile Dorului, pentru că prin acest gest ne-am face o datorie de onoare, ținând cont că invitata noastră este un prieten drag al sufletului meu, un prieten al dumneavoastră, al telespectatorilor. Și înainte să ne luăm rămas bun, aș vrea să mai citesc două mesaje sosite de la dumneavoastră. Frumoasă emisiune, vă urmărim cu drag și ne bucurăm să vă primim în casele noastre în fiecare zi de miercuri. De aceea am dorit să vă dedicăm cântecele din această seară dumneavoastră, domnule Clement, domnului Petrică Slăvescu și întregii echipe TV Giurgiu. Semnează doamna Crina și domnul Ionel Taifas. Vă mulțumim de aprecieri. Toate melodiile interpretate de doamna Virginica Neagu să fie pentru Estera din Cetatea. Semnează Nelu Moise. Doamna Virginica, ca orice lucru, există un început și un sfârșit. Iată că timpul a trecut cu 39 de minute peste cel alocat emisiunii. Mulțumim domnului director pentru îngăduință. Aș vrea în încheiere să transmiteți un gând bun celor care ne-au urmărit, celor 68 de telespectatori care ne-au trimis mesaje. O parte nu le-am citit, dar toate au apărut pe crawl-ul emisiunii. Ce pot să le spun decât că le mulțumesc din suflet pentru răbdarea pe care au avut-o să ne urmărească și asta au dovedit-o. Poate că sunt foarte mulți care n-au avut îndrăzneala să intre în direct sau să ne scrie un mesaj. Le promit cât de curând, atunci când voi fi invitată de către dumneavoastră, le voi fi din nou alături și sper că voi veni cu următorul meu material pregătit. Să vă țineți așa promisiunea, cum am promis. Să vă țineți promisiunea că noi nu vom uita curând și vă așteptăm cu mare drag. În numele telespectatorilor, aș vrea să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune, să vă mulțumim pentru cele 14 melodii alese anume pentru
telespectatorii noștri și pentru întreaga echipă a postului TV Giurgiu, să vă asigurăm că vă așteptăm cu multă nerăbdare să fiți din nou la Giurgiu, atât în emisiuni, cât și la spectacole pe care ansamblul Muntenia le va organiza în perioada următoare. Până săptămâna viitoare, stimați telespectatori, Lili Clement și ea la revedere de la voi și vă promit că săptămâna viitoare, miercuri, ne vom întâlni cu doi interpreți de seamă ai cântecului popular românesc. Până atunci, o seară bună și gânduri bune pentru fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!